La locuința la care noi am fost, e vorba de locuința doamnei Cioacă, acolo Cioacă Floarea, mama Cioacă Cristian, acolo locuiește și străbunica maternă a copilului, mama doamnei, mama bunicii materne. O locuință în mediul rural, o gospodărie bine întreținută, familie, doamne, gospodari, ce pot să spun? Nu au fost condiții, nu au fost elemente în ceea ce noi am constatat care să conducă către o pistă de neglijare sau de abuz asupra minorului, indiferent din partea cui ar fi venit. Dar condițiile care existau acolo nu puneau în pericol creșterea, sănătatea, dezvoltarea și educarea copilului. Am înțeles că ați dat niște declarații poliților pe parcursul acestor vizite pe care le-ați făcut? Da, rolul nostru este de a efectua un raport de anchetă socială care ne ajută să vedem ce demersuri facem în continuare. E normal ca în acest raport să adunăm informații atât de la părinți, de la bunici, precum și de la vecini, care ne pot da informații prețioase în urma cărora putem lua sau nu o decizie. Ca de fiecare dată luăm informații, inclusiv de la bunici, fie sub formă de declarații, fie din afirmațiile acestora ne consemnăm ce spun aceștia.